oameni buni și de omenie, Dumnezeu Sfântul vă ție. Bună seara, dragi prieteni, și bună să vă fie inimioara! Sunt Ana Hosu și vă invit și în această seară la o nouă ediție a emisiunii Horiles de Alinare. Iată, dumneavoastră, desigur, ați așteptat-o pe Alinuța noastră, dar sunt eu prezentă și sper Adina, am zis Alina, Adinuța vine, vin Paștile, vin cu purcelul la tine. Dragi prieteni, iată-ne împreună. Așadar, vă invit din nou în lumea cântecului popular, în lumea jocului popular și împreună să trăim momente de înălțare spirituală în această seară cu invitați dragi nouă și dumneavoastră dintr-o zonă folclorică a țării specială, de acolo din județul Arad, din Țara Moților. Dragi prieteni, de fiecare dată, atunci când avem în jurul nostru oameni frumoși, oameni de omenie, oameni care au credința în Dumnezeu și Maica Domnului în suflet, oameni care au fost educați în respect, în stimă, în a prețui tot ce are neamul românesc mai scump, mai sfânt, folclorul românesc, tradiția, obiceiul și tot ce ține de cultura populară, tot ce ține de tezaurul folcloric, de nestematele noastre, care nu trebuie să piară niciodată și toate la un loc, de fapt, înseamnă cartea noastră de identitate. Aceștia suntem noi românii, acesta este neamul românesc. Dragi prieteni, doi invitați speciali din această seară, desigur, n-au venit singuri aici la Hora TV, o să vă spun și numele imediat. Sunt acei buni români care nu numai prin puterea cuvântului, dar și prin faptele lor au dovedit de fiecare dată că sunt români adevărați. Dragi prieteni din județul Arad, un domn special cu inimă mare, sponsorul ansamblului din această seară, domnul Dan Budea, sponsor și părinte spiritual, să spun așa, cel care are grijă de tinerii și de micuții din cadrul ansamblului Creișorii Moților din Tisa Nouă de Arad, cei care sunt prezenți în această seară aici, are grijă de mai multe ansambluri de copii, de tineri, ca să învețe, le dăruiește dragoste, iubire, să știe să prețuiască tot ce are acest neam românesc mai scump și mai sfânt. Cântecul, jocul, portul popular, dar și graiul popular. Vreau să-l salut pe domnul Dan Budea pentru început. Bună seara, domnule Dan Budea! Și vreau să vă spun chiar mai târziu la mulți ani pentru noul an 2014. Mulțumesc pentru invitația făcută. Cu mare drag! Și totodată țin să precizez întâi de toate emoțiile, spun cuvântul și nu-mi găsesc cuvintele momental să mulțumesc. Spun și eu totodată, bună seara și bine v-am găsit tuturor celor care ne privesc, tuturor celor care îndrăgesc folclorul, tuturor celor care ne așteaptă acasă să ne reîntoarcem și toate cuvintele spuse de doamna Ana Sunt sărace, de fapt. Sunt atât de sărace. Multe. Și domnul Dan, eu vreau să completez atâta la salutul dumneavoastră și cuvintele pe care le-ați rostit, că aveți vibrații puternice, că am spus eu, sunteți un român adevărat, care aveți trăiri interne puternice, inima vă bate mai puternic acum, vibrațiile sunt mai puternice, pentru că așa se întâmplă la românii adevărați, la oamenii buni și frumoși, spiritual, dar și fizic. Da, într-adevăr, aveți dreptate, dar... Oricum, eu vă mulțumesc pentru prezență, că lăsați că vă trec emoțiile și povestim noi mai multe mai târziu. Dragi prieteni, în dreapta mea, la fel, un mare român, un mare maestru coregraf care nu este recunoscut doar la nivelul județului Arad, ci este recunoscut ca un mare maestru coregraf în întreaga țară, în întreg Ardealul,
a mai venit aici la noi, este omul care le-a insuflat dragostea pentru jocul popular, i-a învățat pe copii, pe tineri și nu numai, din tainele jocului popular ardelenesc în general. Bănățean, bihorean, din Ardeal. Dragi prieteni, cu aceeași dragoste, cu aceeași inimă deschisă, este prezent în această seară și maestru coregraf Ilie Macovei, tot de la Arad. Bună seara! Bună seara și bine v-am Maestre, regăsit! Maestre, bine ați revenit la noi! La mulți ani pentru noul an, că sunteți prima dată în acest an da, la Hora. Anul acesta prima dată, așa. Anul trecut ne-am mai văzut, anul acesta ne vom mai revedea. Să ne ajute și, Dumnezeu! Bună seara și telespectatorilor dumneavoastră! Astăzi suntem prezenți aici cu acești minunați copii, împreună cu domnul Dan Budea, care este... Mă rog, fostul meu coleg de clasă, ne-am întâlnit după vreo 20 de ani, ne-am întâlnit, întâlnirea s-a concretizat în înființarea unui ansamblu și iată, în seara asta, exact așa cum ați spus și dumneavoastră în prezentare foarte bine și foarte frumos, vom reprezenta Aradul începând din țara Moților, deci partea de nord al județului Arad, cu jocuri, tradiții, cântece și cu soliștii pe care îi avem din Arad, pe care cu vorbe frumoase pe care le-ați adus bine acolo în inimă, în adâncul sufletului. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Oricând. Dragi prieteni, voi merge din nou în stânga mea, dincolo de domnul Dan Budea, este prezentă o interpretă de muzică populară bihoreană, zic eu, de ea cântă din partea Aradului, acolo este o zonă de interferență Bihor-Banat, este foarte frumoasă, este foarte îndrăgită de dumneavoastră, a fost de atâtea ori aici la Hora TV, este o bună colaboratoare și dragă colaboratoare noastră și interpretă iubită de dumneavoastră și apreciată. Este vorba de Oana Florina Stana, pe care vreau să salut. Bună seara, Florina! Bună seara și bine v-am regăsit! Oana! V-am găsit! Bine prima ai revenit! Oana. La mulți ani și ție că mulțumesc. Noi două ne vedem pentru prima dată în 2014. Și vreau să mulțumesc ansamblului Crăișorii Moților pentru că m-au invitat în seara asta alături de ei. Cu mare drag, păi dacă ești o colaboratoare dragă lor și dragă noastră, trebuie să fii prezentă cât mai des la Hora TV. Cu mare drag. Să faci bucurie și tu românilor, că aceasta este menirea ta pe pământ și a unui solist vocal. Să creați bucurie, veselie, să faceți români fericiți. Așa este. Îți mulțumesc pentru prezență. Acum să terminăm cu soliștii vocali dincolo. Un interpret tânăr care este foarte, foarte emoționat. Da, o să-i treacă emoțiile, pentru că vreau să-l salut, să-i spun bună seara lui Marius Neculae. Bună seara, vă spun colaborator al ansamblului Crăișorii Moților. Bună seara, seara, Marius! Vă spun și eu și tuturor telespectatorilor și vreau să vă mulțumesc pentru invitație, special domnului Dan cu ansamblul Crăișorii Moților. Așa, așa. Vă mulțumim frumos! Cu mare drag! Iată, dragi prieteni, vom prezenta, voi prezenta pentru început doar soliștii vocali, pentru că avem și dansatori, dansăuși le zicem noi, dar acolo, cum le ziceți, domnul Ilie Macovei, aveți un microfon pe leguța de ei, cum le ziceți? Noi le zicem în chioară dansăuși, în alte zone jucăuși. Jucăuși sau dansatori, pur și simplu. Dansatori în stilul ăsta literar, dar jucăuși, în grai popular, acolo jucăuși, la dumneavoastră. A, așa. Mă bucur că îi avem și pe ei aici aproape. Dragi prieteni, lângă maestru coregraf Ilie Macovei, bun colaborator și prieten al Hora TV, deja o interpretă din Maramureșul istoric. Iată, și Maramureșul istoric este reprezentat de Pălăguța Șchiop Berinde. Bună seara! Pălăguța. Bună seara, bine v-am regăsit. Mulțumesc. Pentru 2014. La mulți ani și dumneavoastră. Bună seara, le spun și telespectatorilor. Ai și tu emoții, pentru că este normal, da, că este început emisiunii până cum să zice, ne dăm drumul la cântec, joc și voie bună și încălzim aici atmosfera de numai, să asudie și pereții și tavanul și podelele, jucăm, batem pe picior cu toții în această seară. Dragi prieteni, un drag coleg de-a nostru de cântec, un bun colaborator și drag cu ansamblu Crăișorii Moților, este vorba de Teodor Coraș, care a venit... în această seară, la fel, cu inima plină de bucurie, de veselie, cu câteva cântece frumoase de acolo din zonă și vreau să-l salut pe Teodor Coraș. Bună seara! Și bună seara, bine v-am găsit!
Mulțumesc domnului Budea pentru invitație, de asemenea și dumneavoastră. Cu mare drag. Avem cu toți emoții, se pare, la început. Eu am încurcat numele colegei mele, zicând de Alina în loc de Adina. Iată, v-am spus eu că toți avem emoții, doar că trebuie să ni le stăpânim. Dragi prieteni, un alt colaborator foarte tânăr, fecior, înalt, frumos, ca și toți sunt frumoși în această seară, care a venit tot de acolo, de la Arad, este Alin Neag, pe care vreau să-l salut. El a mai fost aici la Hora TV chiar și la Cetiraș. Bună seara, Alin! Bună seara și îmi pare bine pentru invitație domnului Budea, îi mulțumesc foarte frumos. Și la mulți ani și ție pentru 2014. La mulți ani, la mulți ani. Că ne întâlnim prima dată. E bine și mai târziu să ne facem aceste urări, nu? Așa este, da, da. Mai ales când vin din inimă și intră așa, în inimă. Alin, îți mulțumesc mult pentru prezență. Dragi prieteni, avem așadar ansamblu de dansuri, de jucăuși în această seară, care formează Ansamblu Creișorii Moților din Tisa Nouă de Arad. Așadar, dragi prieteni, bucurați-vă de o seară moțească, bănățeană, bihoreană, pentru că influențele acolo sunt la ele acasă, și de una și de alta. Așadar, bucurați-vă, dragi români, va fi o seară specială, vom trăi cu toții momente speciale, momente chiar de înălțare sufletească, mai ales că privim acești copilași, acești tineri, toți au tricolorul prins acolo cu cinste și fală la brâu, acolo aproape de inimă. Dragi prieteni, să dăm drumul cântecului și jocului popular. Așadar, Oana Florina Stana va deschide primul calup, după Oana, Alin Neag, Pălăguța Șchiop, Teodor Coraș și pe urmă ansamblu Creișorii Moților din Tisa Nouă de Arad, vor prezenta o suită moțească. Așadar, dragi moți, să vă pregătiți nevestele, vecinele, să vă luați moțele la joc, așa ca pe muntele găina. Doamne ajută! Drag mi-o fost baghe de tine, cadă sufletul din mine. De drag m-am legat la cap, hai le-le-le-le, și te-am luat de bărbat, hai le-le-le-le. Am avut mintea prea crudă și te-am luat de bărbat. N-am știut că-ți place ave, hai le-le-le-le, nici că-i mânca viața mea. N-am știut că-ți place abe, nici că-i mânca viața mea. Că virtuță, frachii bun, hai le-le-le-le, și-l afli în orice drum, hai le-le-le-le. Dar și-n pop când de s-ar băga, tu baghetă l-ai afla. Până la popag am umblat, hai le-le-le-le, și de leaptă nu ți-am dat. Până la popag am umblat și de leapte nu ți-am dat. Nu ți-o fi descântat bine, hai le-le-le-le, de nu le șeaga de chine, hai le-le-le-le. Nu ți-o fi descântat bine, de nu le șeaga de chine. Și la babilii din sat, hai le-le-le-le, după leacuri am cotat, hai le-le-le-le. Și la babilii din sat, după leacuri am cotat. Și
e pământ, da mai la 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 la. Mândru-o făcut o măsa, mai la 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 la. Bacă, Doamne, pământ, da mai la 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 la. Mândru-o făcut o măsa, mai la 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 la. Nu mă leacă o sminte tu ai, la 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 la. Că ochii o prea negri tu, la 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 la. Așa-i mândra mea la față, lai la 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 la. Ca roua de dimineață, lai la 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 la. Ca așa-i mândra mea la față, lai la 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 la. Ca roua de dimineață, lai la 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 la. Ca așa-s ochii mândrii ai, lai la 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 la. Ca și toamna strugurii, lai la 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 la. Mândra mea așa cui te are, la 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 la. Lasă-mă în brațele tale, la 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 la. Mândra mea așa cui te are, la 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 la. Lasă-mă în brațele tale, la 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 la. Odată de două ori, la 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 la. Răcina asta n-o să mori, la 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 la. Odată măi mândruliță, la 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 la. Dacă vrei să-ți dau guriță, la 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 la. Odată măi mândruliță, la 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 la. Dacă vrei să-ți dau guriță, la 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 la. Călduriță ca la mine ai, la 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 la. Nu găsești în sat la nimeni, la 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 la. Călduriță ca la mea, la 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 la. Nu găsești la nimeni, la 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 la